Salutare tuturor! Bine v-am găsit la TV Guide! Eu sunt Ada și vă aduc recomandările TV pentru astăzi. TVR1 prezintă de la ora 22:10 Hesher, un film cu Natalie Portman și Joseph Gordon-Levitt. Producția spune povestea unui metalist de 20 de ani, tatuat și pletos, care pătrunde într-o zi pe neașteptate în viața unei familii îndurerate de pierderea unei ființe dragi. Hesher este cea mai nepotrivită persoană care să-l consoleze pe băiatul de 13 ani, TJ, după moartea mamei sale, dar se dovedește singurul care îl poate ajuta să treacă peste această copleșitoare durere. Prin metode neconvenționale, Hesher îl ia pe TJ sub aripa lui și le dă băiatului și îndoliatului tată al acestuia șansa de a fi din nou o familie. Life is like walking in the rain. You can hide and take cover, or you can just get wet. How do you know this guy? It's kind of a long story. Hey! De la 21:10 pe Cinemax puteți urmări filmul Bărbații fac și ei ce pot. Paul este un celibatar convins care se îndrăgostește de Iris, care e măritată. Deși prietenii săi au la rândul lor probleme cu femeile, ei decid să îl ajute pe Paul. Astfel pun la cale un plan prin care să o salveze pe femeie dintr-un mariaj nepotrivit. Pe HBO Comedy de la ora 22 puteți urmări Prin aburii alcoolului. Un cuplu căsătorit, a căror legătură principală este pasiunea pentru a goli paharele de alcool, trece printr-un moment de grea încercare după ce soția ia decizia de a renunța la băutură. I'm gonna tell you something. Yeah? Last night I ended up smoking crack. I think I need to slow down. Down? Yeah? I'll help you. I have the most amazing wife on the planet. Don't take this the wrong way. I would prefer it if you didn't drink. De la 20:30 pe ProTV puteți urmări comedia Mai e mult până ajungem cu Ice Cube și Nia Long. Când Nick se îndrăgostește de o mamă celibatară, Suzanne, se oferă să-i escorteze copiii pentru a se întâlni cu ea în Vancouver în ajun de anul nou. Ar fi cel mai bun mod de a-i câștiga inima sau cea mai mare greșeală a vieții lui. Având mai multe destinații în minte, Nick pleacă într-o călătorie pe care nu o va uita niciodată. Please remove all metal objects, keys, loose chains, cell phones and jewelry. Corkscrew! We decided to drive. Here we go. Now. Are we there yet? No. He's taking her kids on a little trip. I have to pee. You do not have to pee. I'm sure the carpet is absorbent. Here it comes! Incoming! That's about to go way too far. Yo! How's it going with the little brat? Open up. You just using us to suck up to our mama. Watch where you going! Pe Viasat History de la ora 23 puteți urmări documentarul Originile Chinei. Această serie uluitoare ne permite să pătrundem în inima uneia dintre cele mai misterioase țări ale planetei. Episodul din această seară explorează apariția cuvântului scris și a prelucrării metalului în China, precum și întemeierea primelor orașe și începuturile puterii centralizate. Acestea au fost recomandările TV pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Sunt Ada și vă doresc o zi frumoasă!
În urma acestor inspecții au fost dispuse 114 măsuri pentru punerea în conformitate, fiind aplicate 41 de sancțiuni contravenționale, 17 avertismente și 24 de amenzi, în valoare totală de 232.500 de lei. În timpul controalelor au fost identificate 5 persoane aflate în situații de muncă nedeclarată, dintre care 2 fără contract individual de muncă. Printre principalele neconformități constatate se numără cazuri de muncă nedeclarată, neîntocmirea evidenței zilnice a orelor de muncă, neplata drepturilor salariale, neacordarea repausului săptămânal, neplata orelor suplimentare și a celor de noapte. În aceeași perioadă au fost efectuate 25 de controle în domeniul securității și sănătății în muncă, fiind constatate 57 de neconformități și aplicate 22 de avertismente. Inspectorii au dispus măsuri de remediere, cum ar fi asigurarea echipamentelor de muncă sigure, controlul medical al angajaților, prevenirea riscurilor de cădere de la înălțime și evaluarea riscurilor de accidente și îmbolnăviri profesionale. Ne-am obișnuit să-i vedem pe șantiere, în restaurante, ori livrând mâncare, însă asiaticii încep să lucreze la noi în tot mai multe domenii. Îi găsim și la fermele de animale. Sunt considerați serioși și punctuali, iar unii plănuiesc să rămână în țara noastră în anii următori. Nepalezii au fost soluția salvatoare pentru această fermă din comuna buzoiană Vadupashi. Soții Binda și Subhas Nepali împlinesc în septembrie 3 ani de când lucrează într-o gospodărie românească. We are working here give food to the animal, milking and give food to the chicken, everything in the farm. And sometimes we have work in garden. We work in Romania. It's 1 month. Maybe work in Nepal. It's 3 months. Like that, it's the same salary. Pentru că este multă treabă de făcut, de dimineață până după amiază, cuplul de nepalezi tocmai și-au adus în ajutor o rudă. Cei 3 locuiesc într-un apartament amenajat în cadrul fermei, unde au tot ce le trebuie pentru a se întreține. Binda este responsabilă cu hrănirea tuturor, nu doar a păsărilor și animalelor din curte. Me work, give food, give water. After work in farm finished, after going room, make food like rice, Nepali food, meat, condiment. Salariul din România este chiar și de 4 ori mai mare decât în Nepal, așa că asiaticii pot să-și ajute familiile de acasă. Noi avem nevoie în permanență de angajați aici pentru că, vă dați seama, animalele nu pot să stea fără mâncare, fără să fie îngrijite și de aceea am ales oportunitatea asta de a aduce oameni din Nepal pentru că știm că îi avem în permanență în fermă și sunt niște persoane foarte bune, deja îi considerăm parte din familia noastră. Peste 140.000 de străini lucrează în România, iar cererea crește de la un an la altul. Ajung la noi din cauza că locurile de muncă sunt puține în țara natală, iar salariile extrem de mici. Dacă în România salariul minim întâmplărie, de exemplu, este de 550 de euro, în Nepal se câștigă de 4 ori mai puțin. Un incendiu uriaș a izbucnit în această dimineață la ieșirea din Focșani. Pompierii anunță că a luat foc hala unei crame. La fața locului au fost trimise numeroase echipe și autospeciale de intervenție, transmite ISU Franța. Astfel, 6 echipaje de la detașamentul de pompieri Focșani cu 3 autospeciale de stingere, modulul Smurt și o autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime au intervenit pentru stingerea flăcărilor violente. Hala respectivă se află la ieșirea din Focșani spre Odobești. Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de 500 de metri pătrați cu degajări mari de fum, au mai anunțat pompierii. Din fericire, nu au existat victime. Astăzi vremea va fi variabilă în întreaga țară, cu intervale de soare și ploi sporadice în diferite regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 de grade în nordul Moldovei și 31 de grade în sudul Olteniei și al Munteniei. Thank you.
pasiunea, nebunia, drama, spectacolul sunt toate numai aici pentru tine. Ce mai aștepți? Din iulie, Liga 1 vine la Dolce Sport. Alege Dolce Sport HD și trăiește marile bătălii din Liga 1 în High Definition. Ai super calitatea sunetului și imaginii și vezi de 5 ori mai multe detalii în acțiune. Ia-ți acum televiziunea Dolce și încearcă gratuit calitatea HD. RomTelecom. Împreună acasă. De 5 ori mai multă luptă. De 5 ori mai multă glorie. De 5 ori mai multe lacrimi. De 5 ori mai mult spectacol. De 5 ori mai multă bucurie. Ia-ți Dolce HD și vezi de 5 ori mai multe detalii în acțiune. Acum ai Dolce Sport HD, canalul de sport unde trăiești toate marile competiții la calitate High Definition. Treci pe HD cu 2,5 euro pe lună. RomTelecom. Împreună acasă. Trăiește în direct cel mai mare spectacol fotbalistic din lume. Acum, pe Dolce și DolceTV.ro, vezi live toate meciurile UEFA Champions League. Întregul spectacol. 146 de meciuri transmise în direct. Numai pe Dolce și DolceTV.ro. Bună, sunt Jordi Pons și vă voi prezenta ultimul nostru produs pentru bărbierit, care vă va schimba rutina de îngrijire pentru totdeauna. Rămâneți cu noi! V-ați săturat să suferiți din cauza iritațiilor și tăieturilor când vă bărbieriți? Doriți să nu mai cheltuiți o avere pe aparate de ras de unică folosință sau electrice care poate nu funcționează bine? Telestar vă prezintă noul Power Touch Gold Edition, dispozitivul portabil pentru bărbierit care vă poate bărbieri ușor și rapid cu un